Bun găsit la știri. Frontul de la afumați, așa cum îl denumesc, protestatarii rezistă. Transportatorii și fermierii nu pleacă din stradă până nu le vor fi respectate revendicările. Tractoarele și camioanele au reușit din nou să intre în mai multe orașe din țară, printre care se numără Craiova și Sibiu. Oamenii rămân în stradă în ciuda vremii nefavorabile. A nins puternic în toată țara, iar temperaturile au scăzut semnificativ. Unii dintre ei sunt așteptați mâine la protestul din inima capitale, pentru care a obținut autorizație avocatul Dianei Șoșoacă. Mulți spun însă că nu vor să-și asocieze numele cu aceasta și că nu vor da curs invitații. Autoritățile au pregătit însă măsuri speciale. Iată cele mai importante informații ale zilei pe această temă. Suntem toți în stradă la afumați. Veniți cu ce puteți, cu camion, cu mașină, cu mașină mică, cu bicicletă, cu tractor, cu ce vreți voi faci. Uitați și le transmitem noi guvernanță. Nu ne mai afumați. Afumați rămâne punctul zero al protestelor, iar fermierii și transportatorii continuă să rămână aici pe termen nedeterminat. Frontul între ghilimele de la afumați este important, dar și celelalte sunt la fel de importante, da? Astfel încât aveți unde merge în sfârșit să protestați, aveți unde merge să vă prezentați păsurile, aveți unde merge să claxonați. Protestatarii au reușit să intre în municipiul Craiova pe bifurcația către centura de sud a orașului și au pornit în marș spre centura de nord. Zeci de tractoare și camioane au participat după ce prefectura Dolj le-a aprobat manifestația. Cea mai mare problemă a noastră nu sunt lipsa subvențiilor sau faptul că avem subvenții mai mici. Din 2007, de când am intrat în Uniunea Europeană, ne-am descurcat cu subvențiile astea mici. Problema noastră acum, de 3 ani încoace avem secetă, pandemie, Ucraina nu se mai poate. Investim 4.000 de lei într-un hectar și cu noile contracte care au apărut acum nu ne scoatem nici banii. Noi nu mai putem efectiv să ne mai susținem, absolut deloc. Rate, bani, nu acoperim cheltuielile, nu mai vorbim de munca noastră care de multe ori muncim și zi și noapte pe câmp. Trebuie să dăm cu îngrășăminte, trebuie să dăm cu erbicide, în funcție de vreme, în funcție de toate cele. Protestatarii au reușit să intre și în Sibiu, unde au fost însoțiți îndeaproape de polițiști și jandarmi. Oamenii au primit aviz și au avut voie să circule doar pe una dintre cele două benzi de circulație și cu respectarea tuturor indicațiilor autorităților. Este pe butuci. Eu iau banii propus să viu la protest, pentru că nu ne dă banii statul român, nu ne dă alții colegi de-ai noștri, pe bursă nu mai putem lucra nimica din cauza protestelor. Prea mari cheltuielile. Foarte mari, doamnă. Foarte mari. Aproape că am ajuns să stăm pe butuci, la limită. Deci mai mult de jumătate dăm la stat. Protestul s-a încheiat la Vama Halmeu după câteva zile în care tractoarele și camioanele au blocat accesul spre Ucraina. Autoritățile i-au informat pe protestatari că manifestația lor nu mai este legală, iar oamenii au înțeles de bunăvoie. Aceștia spun că vor mai organiza proteste în fața instituțiilor publice, însă cu autorizație. Și Vama Siret a fost deblocată cu forța după ce polițiștii și jandarmii le-au transmis oamenilor că protestul spontan nu mai este justificat și că au nevoie de autorizație. Acum se circulă normal, iar circulația tirurilor prin punctul de trecere a frontierei a fost reluată. Controversatul protest de mâine din centrul capitalei ar urma să se desfășoare pe parcursul întregii zile. De la 6:30 dimineață va fi permis accesul utilajelor, maxim 200 în București pe șoseaua Alexandriei și apoi pe traseele indicate de autorități până în piața Constituției. Nu vor fi restricții de trafic, promite primarul general. Și discutăm chiar acum cu unul dintre liderii informale ai protestelor, fermierul Dănuț Andruș. Bună seara! Bună seara, cu o mică completare, nu sunt liderul nimănui, sunt un protestatar. Liderul informal, v-ați informal, făcut cunoscut, da. Pentru că sunteți o persoană foarte vocală și tocmai de asta v-au considerat mulți dintre participanții un fel de lider informal, de asta am și folosit termenul.
Întrebarea, o repet, aveți de gând să mergeți mâine la protest? Nu avem de gând să mergem mâine la protestul din centrul capitalii. Noi ne-am dezis de tot ce înseamnă apartenență politică și acest protest a început spontan și tot spontan se va termina. Noi, cei care am venit din țară, care ne-am solidarizat la nivel național, avem reprezentanți aici aproape din toate județele, suntem neafiliați politic și neafiliați asociațiilor profesionale. Inserez lucrul ăsta pentru că cei care vor pleca acolo nu fac parte din grupul nostru. Noi nu am cerut demisia guvernului, nu vom cere demisia ministrilor, pentru că acest guvern și acești miniștri trebuie să demonstreze competența și au toate măsurile legale pe care le pot pune în funcțiune pentru a satisface cerințele oamenilor. Bun, dar știți oameni care vor merge? Din aceste grupuri nu am auzit care să meargă. Cine va merge sunt oamenii care își doresc imagini, care își doresc altceva decât ne dorim noi, lucruri practice. Dar aici s-a format o echipă de lucru cu reprezentanți din toate județele, se lucrează la ora actuală pe acele ordonanțe care au fost emise, să putem să le analizăm cu avocați, cu juriști, pentru a da un feedback autorităților vis-a-vis de aceste lucruri emise și pentru viitoarele lucruri care vor urma. Bun, și credeți că sunt deja oameni, ați identificat oameni care sunt, nu știu, afiliați politic și care nu vor să recunoască acest lucru și care mâine ar profita de aceste proteste să-și facă puțină imagine din grupul celor care sunt în același loc cu dumneavoastră la protest, adică? Da, inclusiv în această seară au venit oameni din afiliați partidelor politice pentru a fura imaginea acestui protest pașnic, civilizat, cu bun simț, cu respect față de poporul ăsta. Ne cerem scuze public pentru deranjul provocat societății, dar problemele noastre sunt ale dumnealor. Deci am văzut, au fost oameni aici care au stat cu noi 5-6 zile și mâine cred din toată inima că se vor erija în liderii protestatarilor, transportatorilor și fermierilor. Spuneați că au venit și politicii. Ne dezicem de aceste personaje. Da, spuneați că au venit și politicieni sau au venit, nu știu, persoane cunoscute, persoane publice. Puteți să ne spuneți azi? Au venit din diferite partide, dar din păcate acest protest este a oamenilor normali și nu poate fi confiscat cu cât eforturi îl face dumnealor. Ei sunt în zadar. Oamenii își cunosc situația și nu se afiliază politic. Da, cei care au venit din partide au încercat poate să racoleze din fermieri, din transportatori pentru a-și mări numărul de participanți mâine la protest, credeți? Repet, inclusiv la această oră la fumat, sunt câteva persoane care asta fac. Deci, din păcate, noi suntem cerebrali, sau nu din păcate, din fericire suntem cerebrali, alegem lucrurile acestea și ne dăm seama diferența celor care vor să ne ducă pe o pistă greșită. Deci să înțelegem că sunt dintre organizatorii protestului de mâine oameni în această seară care încearcă să mai atragă niște participanți mâine, nu? Aș folosi un termen mai popular. Sunt dintre trompetele acestei țări care se erigează în fermieri și în transportatori, când de fapt sunt niște trompete politici infiltrate în rândul oamenilor normali. Deci sunt oameni care trec drept fermieri, dar de fapt au un interes politic, vreți să spuneți? Exact. Aha, și care practic nu sunt printre participanții la protestul dumneavoastră, dar sunt poate printre cei care au fost la discuțiile de la guvern? Sunt cei care au fost la discuțiile de la guvern și de la ministerii. Noi nu reușim să cunoaștem acest aflux de oameni în prima zi, dar ne dăm seama în următoarea secundă, când începe a deschide gura și după acțiunile lor, modul de acționare, pentru că este tendențios. Vin, îți bagă telefonul în gură, îți doriți de imagine, să dau drept fermieri, poate unii dintre dânsi chiar sunt, dar sunt doriți de imagine. Acești oameni care sunt aici nu doriți de imagine, doriți de situații reale, de situații care să salveze aceste două bresle și situația economică și alimentară a țării. Nu ne dorim imagine politică, nu ne dorim accelerarea acestor lucruri care sunt anormali, iar dacă dintre noi vor face vreodată politică, o vor face cu acești oameni normali care pot da un semnal clar țării. Repet, nu suntem afiliați politic și nu suntem afiliați asociațiilor care știm foarte bine cine este în spatele lor. Am reușit să înțelegem aceste jocuri și ne adaptăm. Și cine este în spatele lor? Sunt oameni de la partidele de la guvernare sau din partea celor de la opoziție?
Sunt din toate mediile. Sunt din toate mediile. Nu aș putea să precizez eu cu exactitate de unde sunt, dar oamenii normali, oamenii normali pot face diferența. Cred că este momentul ca fiecare om să cupleze creierul când face o acțiune, să-și dea seama că de 34 de ani suntem toți într-o mare groapă. Suntem păcăliți pe o fentă frumoasă în care ni se vorbește frumos, se fac promisiuni, dar la noi podurile sunt pline de promisiuni, doamnă. Da, domnule Andruș, credeți, sincer, la cum ați văzut dumneavoastră că stau lucrurile, ați vorbit cu atâta lume, cu foarte mulți dintre protestatari, credeți că protestul organizat și care este asumat politic mâine în Piața Constituției va strânge mulți oameni, va avea succes? Pentru că până la urmă îi spun că vor să protesteze ca să vă ajute pe dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, personal, repet, eu nu sunt organizatorul nimănui, eu am venit cu ginerile și cu copilul meu la acest protest. Suntem o grupă de fermieri de pe nordul țării care am venit pentru problemele noastre personale, ale firmelor noastre, dar aceste probleme se reflectă la nivel național în curtea fiecărei firme care produce în România. Din cât îmi dau seama, sunt oameni tendențios puși pentru a putea deturna. Eu personal nu pot face o astfel de supoziție dacă va fi un protest de amploare sau nu va fi, dar cred că o mare parte dintre români au înțeles fenta celor care ne păcălesc de 34 de ani. Eu cred că o mare parte a românilor au înțeles această fentă. Care a înțeles e bine, care nu, nu. Vă rog. Zic, care a înțeles acest lucru? E bine, care nu, au încă timp să o dea cu reveneală. Bun, o ultimă întrebare. Credeți că săptămâna viitoare se termină protestul? Credem că termină protestul atunci când cerințele noastre vor fi luate în calcul. Aceste cerințe au fost normale și nu exagerate. Am cerut un cadru legislativ pe câteva domenii, am cerut ca statul să oprească luatul, sponsorizarea noastră, subvenționarea noastră a celor care muncim în țara românească, să vă dau două exemple aici. Plătim acciza la motorină care noi o consumăm pe câmp și așteptăm mila statului să primim înapoi. Plătim TVA unde noi avem taxare inversă la domeniul agricol, plătim TVA și așteptăm ca statul să vină în control după luni buni și să ne dea cu programare banii noștri înapoi. Noi nu suntem creditorii statului. Noi nu cerem bani de la stat. Aud că mulți fermieri spun că nu ne-a dat statul, că n-a făcut, că n-a adres. Noi nu așteptăm banii statului, noi așteptăm un cadru adecvat să ne putem desfășura activitățile, să punem pâinea pe masa românilor. Da. Este în pericol siguranța alimentară a României, atât la transporturi, cât și la agricultură. Și tocmai de asta cu toții ne dorim ca lucrurile să se rezolve săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Și discutăm și cu doamna Alina Crețu, director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România. Bună seara, doamnă! Bună seara! Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Aveți oameni care vor participa mâine la protest? Pentru că, sincer, pentru multă lume nu mai este foarte clar această linie de demarcație. Exact cum spunea și domnul Andruș, sunt fermieri care, de fapt, nu sunt fermieri și care se dau cu guvernul. Sunt oameni care vor să-și facă imagine, care vor să-i atragă pe participanții la protestul lor. Sunt oameni care poate au alte interese. Da, eu aș vrea să fac un comentariu. Nu am auzit foarte decât finalul la ceea ce a spus domnul Andruș. Nu am auzit tot ceea ce a spus dumnealui. Trebuie să punctăm câteva lucruri. Eu reprezint una din cele mai active organizații de fermieri din România din ultimii 10 ani, Forumul Agricultorilor sau Forumul APFR. Această organizație, la fel ca și altele din România, au militat întotdeauna pentru un dialog și pentru măsuri cât mai bune pentru fermierii noștri. Procesul este anevoios, procesul este complicat, dialogul este complicat. Și atunci când problemele nu-și mai găsesc răspuns, este normal să vedem aceste reacții ale fermierilor noștri. Ce aș putea să completez este că între fermierii din stradă este foarte posibil, în diferite zone ale țării, pentru că trebuie să știm că nici măcar grupurile de fermieri, ele nu comunică între ele, nu sunt grupuri omogene, nu există un protest, de aceea este și spontan. Uh-huh. Nu există un proces de coagulare a mișcărilor din diferite zone ale țării. Fie că vorbim de nord, fie că vorbim de Timișoara, de Târgu Mureș sau de Craiova Calafat.
sunt grupuri de fermieri, unii membri în organizații de fermieri, alții nemembri, neafiliați niciodată, care văzând că nu se rezolvă aceste probleme, au ieșit în stradă. Din păcate, spontan. Uh-huh. Au știut, mai mult sau mai puțin, unii dintre ei au vorbit și au reușit să iasă în stradă. Din păcate, există această suspiciune majoră, uneori dovedită, alteori doar bănuită, că ar fi infiltrați diferiți oameni politici sau oameni cu interese politice, viitori, potențiali, poști sau posibili candidați care agită spiritele și mai mult. Deci, pe de o parte, problema este reală, gravitatea lucrurilor există și noi, ca și organizații de fermieri, încercăm să ducem un dialog mai departe, pentru că fără un dialog, fără persoane care să înțeleagă cum funcționează mecanismele, nu vom ajunge la un rezultat pentru fermieri. Asta trebuie să se știe. Da, cel mai probabil vor fi și dintre membrii unor organizații care sunt, vor fi și mâine poate la protest. Părerea mea este că foarte puțini fermieri veritabili vor fi acolo la aceste proteste pentru care nu a cerut autorizație un fermier adevărat sau o organizație de fermieri. De aceea mi-e greu să cred că vor fi fermieri veritabili și, sau cei mai mulți dintre ei vor fi fermieri. Un alt aspect important este această delimitare. Dacă un grup spontan iese în stradă și începe să prezinte problemele cu care ne confruntăm, care sunt într-adevăr uneori generalizate. Putem spune astăzi că în România, eu ca și agronom, ca și fermier, pot să spun toate problemele care ne frământă și ce greu este, dar pot să spun în același timp că avem probleme în sistemul medical, că avem probleme în sistemul de învățământ. Ei, acest lucru nu poate să-l facă o organizație profesională a fermierilor din România. Și asta trebuie să știe o parte dintre protestatari care ne acuză că nu susținem 100% și nu suntem implicați direct în aceste proteste care durează, deci nu mai sunt atât de spontane și că am fi putut să intervenim. Este foarte greu să intervii ca o organizație profesională care reprezintă o breaslă, să mergi și să spui că vrei să schimbi România din temelii și vrem să rezolvăm și problema și corupția și problema, repet, din sănătate sau din educație sau din justiție. Deci noi, ca profesioniști din sectorul agricol, ca fermieri, ne limităm la problemele noastre și sperăm ca acestea să-și găsească rezolvarea cât mai curând. Adică ceea ce s-a promis de către actualul ministru al agriculturii, de către persoanele din guvern care au fost implicate, înțelegem că va fi și luni o nouă ședință de guvern în care se va cere urgentarea unor măsuri asumate, sperăm că aceste lucruri cu adevărat se vor rezolva și vom putea continua dialogul, pentru că Și aici aș vrea să închid, dar este foarte important și este un mesaj către fermierii adevărați care sunt în stradă, care, repet, chiar au probleme reale. Mesajul este că aceștia, unii dintre ei, în momentul în care vor merge la o discuție cu autoritățile, e posibil nu neapărat să fie păcăliți, dar atunci când nu ești pregătit pentru acest dialog, e posibil să fii ușor păcălit. Să ți se spună, da, rezolvăm și lucrurile să nu avanseze. Deci doar prin dialog constant și presiune, dar o presiune care nu este doar cea din stradă, ci cea cu argumente tehnice, economice și legale, sperăm să scoatem fermierii din acest blocaj major în care se află astăzi. Și să existe bună voință și din partea guvernanților, bună credință, mai bine spus. Mulțumesc, bună credință din partea guvernanților și... având în vedere că noi nu vedem noi ca și organizații de fermieri, nu vedem o poziție care cu adevărat să ne susțină, sperăm să fim lăsați în pace să ne negociem problemele mai departe fără aceste imixturi politice în acțiunile noastre. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această intervenție.